Gâsca de aur, după frații Grimm. A fost odată un pădurar care era cam nătăfleț, dar avea suflet bun. Într-o zi, fu trimis de tatăl său să taie copacii într-o pădure îndepărtată, dar își adu seama că arborii de acolo erau dintr-un soi neobișnuit și că toporul lui nu le putea tăia trunchiul foarte tare. Istovit de strădanii zadarnice, se așeză să mănânce, dar din spatele unui tufiș apăru un omuleț ciudat care îi ceru puțină mâncare. Băiatul, binevoitor, împărți cu el pâinea și brânza. "Cum să-ți mulțumesc, străine?" zise omulețul vesel. "Meriți o răsplată." Taie copacul de colo și vei vedea că toți ceilalți se vor prăbuși singuri. Apoi uită-te bine printre rădăcini că își vei găsi un dar pentru tine. Să știi că eu sunt vrăjitorul acestei păduri." După ce vorbi astfel, dispăru. Fără să se minuneze, băiatul făcu tocmai cum îi spusese omulețul și într-o clipă își termină munca. În timpul acesta, dintre rădăcinile copacului pe care îl arătase vrăjitorul, apăru o gâscă mare, cu penele de aur. Bărbatul o luă sub braț și se îndreptă spre casă. Dar de acum se înoptase și el greși drumul nimerind într-un sat necunoscut. Acolo intră într-un han. "Mâncare pentru mine și pentru gâsca mea," porunci el fiicei hangiului, care se grăbi să-l servească. "Dar de ce ai atâta grijă de o gâscă?" îl întrebă fata. "E o gâscă de aur fermecată, valorează o comoară. Și acum, fetițo, în noaptea asta voi dormi aici și nu vreau să fiu deranjat," răspunse pădurarul. Auzind acestea, fata hotărâ ca în timpul nopții să smulgă măcar o pană gâștei. "Dacă e fermecată, până și o singură pană va fi foarte prețioasă," își spuse ea. Dar de cum atinse coada gâștei, rămase cu mâna lipită de ea și oricât se strădui, nu fu chip să se mai desprindă. Le strigă în șoaptă pe surorile ei, care încercând să o elibereze, se treziră lipite și ele, fără scăpare. Peste puțină vreme, băiatul se trezi, dar nu se miră când le văzu pe surori îngrămădite una peste alta. "Eu trebuie să plec cu gâsca mea. Înseamnă că va trebui să veniți după mine," le spuse el. Când hangiul văzu alaiul neobișnuit, dădu să o oprească pe fiica lui din coadă și puse mâna pe ea strigând-o. "Ce faceți? Mai bine ar fi stat la locul lui." Se trezi că se alătură și el cortegiului tăietorului de lemne. La fel pățiră și alți curioși. În ziua aceea a trecut pe acolo prințesa cea tristă care locuia în castelul din apropiere și când văzu acest spectacol caragios, izbucni în râs. Coborâ dintre sura ei ca să vadă mai bine gâsca și se lipi și ea de alai. Atunci, trâncănind și râzând, porniră cu toții spre castelul împăratului. Acesta, văzând că fiica lui nu se mai oprea din râs, nu-și putu crede ochilor. "E o minune!" Dar pentru că nu puteau continua așa, în fața tuturor apăru un omuleț cu o pălărie mare, țuguiată și cu barbă albă, care tocmai pocnind de trei ori din deșite, desfăcu lanțul de oameni. Așa se face că un pădurar simplu și bun la inimă ajunse să se însoare cu fata împăratului, pentru că se arătase plin de omenie.